Primăria orașului Giurgiu a implementat un proiect inedit destinat integrării în societate a etnicilor romi, dar și în sprijinul persoanelor aflate în risc de excluziune socială. La începutul acestei luni au fost recepționate lucrările de la Centrul Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală, centru în care persoanele fără posibilități financiare sunt învățate cum să-și spele hainele și cum să-și întrețină igiena personală. Ideea înființării unui astfel de centru comunitar multifuncțional a apărut ca urmare a deselor sesizări cu privire la igiena precară a copiilor romi care frecventau școala din oraș. Astfel, cu aproape 500.000 de lei, bani europeni, o clădire nouă, dotată cu mașini de spălat, mobilier, dușuri, va deveni în curând un real sprijin pentru integrarea în societatea comunităților defavorizate din oraș și localitățile aparținătoare. Noi avem o comunitate foarte mare de romi aici la Giurgiu, dar nu numai pentru ei, și pentru localnicii noștri din orașul Giurgiu și satele aparținătoare sunt persoane nevoiașe și aici acest centru de îngrijire personală și pentru copii și pentru vârstnici va funcționa în această clădire unde suntem noi acolo. Acum, o să fie o clădire nouă, este construcție nouă, finanțarea este pe AFIR, pe acele finanțări prin Asociația Sargeția Gal. Orașul Giurgiu a depus cererea de finanțare tot așa în 2018. Suntem în faza în care am făcut recepția lucrărilor la această clădire și în perioada următoare se va licenția și va fi acreditată și vom începe activitatea aici la acest centru. La centru va lucra personal autorizat, care se va ocupa de îndrumarea persoanelor care vor trece pragul centrului social multifuncțional. Având în vedere că avem o comunitate mare de romi, așa cum spunea domnul primar, nevoile reale ale lor porneau de la faptul că nu aveau toți băi acasă. Copiii mergeau la școală, erau mai slab îmbrăcați, mai cu mirosuri mai specifice lor și din nevoile reale a venit ideea de a înființa acest centru de îngrijire personală. Aici vor învăța să spele hainele, să facă duș, să meargă cu hainele curate acasă, ca a doua zi să meargă la școală curați, să poată să stea lângă ceilalți copii și să creeze o armonie în clasă. Centrul comunitar multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală este în curs de acreditare, iar administrația locală speră că acesta va deveni funcțional în cel mai scurt timp.